În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău figurează oficial aproape 14.000 de șomeri. Pentru această săptămână, numărul anunțat al locurilor de muncă disponibile este 220, ceea ce înseamnă o concurență de 64 de candidați pentru un singur loc de muncă vacant. Peste 2700 de băcăuani și-au pierdut locul de muncă în luna mai și au intrat în rândul șomerilor. Deși, comparativ cu ultimele 2-3 luni ale anului, numărul șomerilor a înregistrat scăderi, el rămâne destul de mare, rata oficială a șomajului menținându-se la peste 6%. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, pentru săptămâna aceasta sunt disponibile 220 de locuri de muncă. Centralizarea ofertelor angajatorilor din județ arată pentru această perioadă un total de peste 220 de locuri de muncă. Vorbim de oferte din domeniul confecțiilor, cum era și în perioadele anterioare, dar și pentru servicii, pentru electricieni, fierari, betoniști, pentru ingineri în construcții și șefi de departamente. Pentru detalii referitoare la fiecare dintre ofertele incluse în această perioadă în centralizarea noastră, rugăm pe cei interesați să se adreseze colegilor noștri la Agenția Locală Bacău sau la punctele de lucru din județ. Aceștia, colegii noștri, pot realiza medierea specializată a locurilor de muncă și pot intermedia între angajatorii care au adus la cunoștință date despre locurile de muncă și persoane aflate în căutare de loc de muncă. Despre cele 3207 persoane care au ieșit în luna mai din evidențele AJFM ca fiind șomere, nu se poate spune automat că s-au reintegrat pe piața muncii datorită lipsei cronice a locurilor de muncă.